Sunt Cristian Sima și vă aflați pe canalul Feed Your Grid. Astăzi vom discuta despre impozite, taxe de succesiune și evaziune fiscală. Uniunea Europeană creează la un moment dat Observatorul Economic. Este o instituție destul de nouă în care foarte mulți economiști, statisticieni, matematicieni. Încearcă să publice niște statistici atipice, ceea ce nu există în Institutele Naționale de Statistică ale Guvernelor. Și ce ne spune Observatorul Economic European? Când 2022, evaziunea fiscală a atins frumoasa sumă de 1000 de miliarde de euro. Adică un trilion. Un trilion înseamnă. Produsul interbrut al Danemarcei plus Belgiei Luate la un loc Sau trei românii Invaziunea asta fiscală este calculată Doar pentru companiile listate la bursă Nu e vorba de evaziunea fiscală măruntă Țigări, cannabis și așa mai departe Aia e un alt capitol Deci numai marile filme multinaționale reușesc să optimizeze fiscal, între ghilimele, cum să spune mai nou, 1000 de miliarde de euro în Uniunea Europeană. Dacă adunăm și Statele Unite și Canada, ajungem la o evaziune fiscală de peste 3.500 de miliarde într-un singur an. Și ea crește. Crește la modul la care 2022, față de 2010, a crescut cu 45%. Acum, e adevărat că și economia merge mai bine, și bursele sunt la stele, dar totuși, cum să faci? Trebuie să vă spun că este un context de prejurări în care foarte buni contabili și avocați reușesc să optimizeze impozitele marilor multinaționale, dar, în plus. În plus, statul vine cu legi care nu fac altceva decât să-i ajute pe evazori. Și o să încep în celebra povestea lui Berlusconi. Berlusconi a făcut ceea ce se numește amnistia fiscală. Adică trebuie să știți, eu am trăit și mulți ani în Italia, că toți italienii bogați care făceau, aveau o fabricuță mai mică, mai mare sau chiar multinaționale, duceau banii în Elveția. La un moment dat, și mă stau în Elveția de 97, băncile elvețiene aveau inclusiv serviciu să vii cu valiza de cash la Como și ei se o ducă la Chiasso, pe partea cealaltă a Vamii, contra unei taxe de 0,5% în sumă. Adică transportul peste graniță nu-l făcea evazorul, nu risca nimic, ci banca garanta că tu îi dai valiza cu bani în Italia, iau aduce în Elveția și când tu ajungi în Elveția și intri în bancă, vei deschide un cont cu suma respectivă minus 0,50%. Și chestia asta s-a făcut la nivel foarte înalt. Nu se mai face acum pentru că Elveția a trebuit să semneze diverse acorduri cu Uniunea Europeană și astfel nu mai poate să dea la astfel de practici. Mai mult chiar, mai există o variantă ce facem cu taxele de succesiune. Acum știți foarte bine că Bernard Arnault sau Berlusconi și-au făcut succesiunea din timpul vieții. Pentru că dacă nu și-ar fi făcut-o, în momentul în care ar fi lăsat în testament copiilor, aceștia ar fi trebuit să plătească 45%. O să spuneți, e normal să plătească 45% pentru că, vezi, domne, ăștia mai mici plătește și ei 10, 11%. Deci, dacă tu în Franța sau Italia ai o casă de 500.000 de și o lași moștenire copilului după moarte, copilul plătește 11% din valoarea casei. Deci trebuie să aibă banii ăștia, altfel e obligat să vândă casa ca să plătească taxa de succesiune. În schimb, dacă ai 20 de miliarde, trebuie să plătești 45%. Perfect normal până aici. Numai că există consilieri fiscali și legi cum ar fi în Franța, unde, din prima, dacă tu o societate foarte mare o spargi în bucăți mai mici, atunci nu mai plătești la cota de 20 de miliarde, ci plătești la o cotă de 200 de miliarde, că ai spart-o în 10, 20, 100 de bucățele mai mici, ceea ce se numește dezmembrare, de mont -mont, în franceză. Și prin de mont -mont, deja plătești jumate că scade impozitul. Dar nici de mantelmaul nu ți-e suficient și atunci profiți de pactul de tronc. Pactul de tronc ce este? E un pact în care să susține, vezi doamne, ca societatea multinacională franțuzească să rămână franțuzească, să nu o cumpere străini. Și le-au dat multimiliardarilor posibilitatea să reducă. Astfel încât dacă unul ca Bernardino, care are 200 de miliarde, moare mâine și aplică atât dezmembrarea, cât și partea a doua, pactul de tronc, ajunge să plătească 5%. 5% din 200 de miliarde e mult, dar trebuie să știți că e doar 5% față de amărâtul care a lăsat copilului o casă de 500 de mici, plătește 11%. Numai că în Italia, unde se zice că în ADN-ul fiecărui italian există o moleculă de evazionist fiscal, acolo a fost nevoie de, ceea ce v-am spus mai devreme, amnistie fiscală. Știți câte amnistii fiscale a dat după al doilea război mondial Italia? 38. Dintre care cele mai multe le-a dat Berlusconi. Ce înseamnă amnistie fiscală? Tu ai tot era banii în Elveția, ai banii peste graniță, dar nu poți să-i folosești, că nu poți să-i aduci acasă să-ți cumperi casă la copii, la Veneția, la Roma sau la Florența. Și atunci, ca banii ăștia să nu mai stea bănci în bănci elvețiene, ci să vină să fie reinvestiți, Berlusconi a zis, bă băieți, dacă voi declarați ce bani aveți în Elveția? I-aduceți în Italia când vreți, plătiți acum 5% pe suma respectivă și gata. Asta a fost prima amnistie fiscală. A doua a fost cu 6%. A treia a fost cu 375%. Ce au făcut italienii? Vă spun că am cunoscut personal astfel de personaje în viața mea. Deci au zis câți bani am dus eu în Elveția până acum. Să zicem 10 milioane. Păi da, dar eu o să mai duc în următorii 3-4 ani încă 10 milioane. Și au declarat că au în Italia 20 de milioane. O să -mi spuneți bine, dar trebuiau să arate că în Elveția, scuzați-vă, 20 de milioane. Trebuiau să arate un cont de 20 de milioane. Și au început să plimbe banii de la unul la altul. Dă -mi și mie banii tăi 3 zile, fac extrasul de cont de 20 de milioane, vin cu el la fiscul italian, plătești 5%, adică plăteau impozit mai mare mai mult, pe bani mai mulți Decât ceea ce aveau Mare succes în Italia Câți bani a luat statul italian Dar evaziunea Nu s-a oprit, a continuat Pentru că știau au trebuit să ducă până la atingerea Sumei de 20 de milioane Pe care o plătiseră Au trebuit să ducă în continuare bani Negri în Elveția Și au dus E Toată nebunia asta o să ajungem și la România cât de curând. S-a întâmplat că, la un moment dat, după criza din 2008, un american, vă recomand cartea lui, se numește Bancherul Diavolului și e scrisă de Birkenfeld. Acest american a venit el frumos din Statele Unite, s-a angajat la UBS. Și la UBS i-au dat misiunea istorică să aducă bani negri din Statele Unite, Europa, de unde poate. Trebuie să știți că un bancher care vine cu clienți care aduc banii în Elveția, deși Elveția, vă spun, nu e că își gestionează bine banii, de cele mai multe ori pierzi, dacă câștigi, câștigi între 1,50 și 2%, dar sunt siguri. Și e sistemul care nu crapă. După cum ați văzut, când a crăpat UBS, au făcut ei ce au făcut, niciun deponent n-a suferit. Și a cumpărat UBS-ul cu bani de la stat, pe Credit Suisse, dar nimeni n-a dat faliment. Și nu există niciun faliment bancar declarat, așa cum a fost LeBan Brazzers, sau mai știu eu ce alte bărci din Silicon Valley, acum doi ani, în America. Bun. în fel de tot a dus el bani și a cerut și el bani mai mulți la UBS. UBS-ul i-a zis, nu dăm. Noi îți dăm 0,25% pe toți banii pe care i-aduci, o singură dată, după care facem noi ce vrem, păcălim noi clientul și așa mai departe să nu credeți că băncile elvețiene sunt cinstite. Din potrivă. Bun. Numai că ăsta a supărat s-a dus la IRS, la fiscul american, și a tângât un ul Și s-a creat cel mai mare scandal de, de, pe fața pământului. Și de ce a denunțat cu besul la IRS? Pentru că în America e o altă lege foarte interesantă, în care dacă ești laționist... Deci dacă eu mă duc și îl păresc pe George Soros că n-a plătit impozitele pe 100 de dolari și statul american reușește să recupereze acea 100 de dolari de la George Soros sau 50 sau cât recuperează el, atunci ARS-ul când încasează banii de la George Soros și a recuperat banii, îmi dă și mie că l-am turnat pe Soros 10%. La e trebuie să știți că UBS-ul, blocat cu conturi blocate, adică statul american a tăbărât rău pe el, a trebuit să înțeleagă cu 1 miliard 100 de milioane amendă pentru a închide dosarul cu toți americanii care aveau conturi în Elveția. Începând în 2009, trebuie să știți că nicio bancă elvețiană nu mai vrea americani și ești pus să semnezi pe propria răspundere, nu numai că nu ești cetățean american, nici măcar că n-ai avut în toată viața ta green card, n-ai fost înscris la IRS, nimic. Dacă aud că ești american, la revedere, nu-ți deschid cont. Și toți clienții americani au dispărut în Elveția, după afacerea UBS ARS. Bun, ce se întâmplă? Se întâmplă că acest Birkenfeld încasează 110 milioane mai mult decât a câștigat el în toată viața ca bancher la UBS. Trebuie să facă totuși pușcărie pentru că a participat la chestia asta, face vreo nouă luni de pușcărie într-o pușcărie de lejeră și scrie o carte. Cartea Bancherul Diavolului vă recomand, este excepțională, mai câștigă și cu cartea vreo 40 de milioane, cert e că în toată viața lui de bancher n-a câștigat cât a câștigat în carte și din turnătorie. O fi bine? nu o fi bine? Să ne întoarcem la noi. Ce se întâmplă la noi? Eu până acum v-am vorbit, nu de evaziuni fiscale Panama Papers, nu de deschiderea societăților în paradise fiscale, nici măcar dacă vreți să știți, știți foarte bine că domnul Elon Musk, supărat că tribunalul a condamnat să nu primească cele 56 de miliarde, vrea să transfere sediul Tesla în Delaware, în Texas. Dar de ce oare toate multinaționalele americane, tot Big Tech-ul în Delaware? Pentru că impozitele sunt mai mici. Și în Delaware, să nu credeți că există măcar unul de la Microsoft, Amazon, Google care să lucreze pentru el. Nu sunt niște avocați, niște cutii poștale, sediul în Delaware și fiecare uh, societate, Apple e la Cupertino, domnul Musk e în Texas, el acum transferă din Delaware în Texas, nu pentru că Texasul e mai bun fiscal, ci pentru că l-au condamnat acolo și vrea să scape de jurisdicția statului Delaware să ducă în Texas, unde în Texas nu-l mai condamnă nimeni. Și unde deja a organizat el AGA, știți foarte bine, în care acționarii au fost de acord să-i se să dea bonusul în acțiuni de la aproape 56 de miliarde. Deci, aceste inginerii fiscale cu paradis în Panama, în Bahamas, în British Virgin Island, nu intră în socotelele pe care vi le povestesc eu acum. Poate o să facem și despre Panama Papers un episod. În schimb, în schimb, Toată lumea vrea să plătească impozitele cele mai mici. S-a ajuns la concluzia că Amazon, care valorează, știți foarte bine, peste 2 trilioane de dolari, plătește mai puține impozite decât să zicem General Motors, care nu valorează nici a zecea parte din Amazon, iar General Motors plătește mai puține impozite. De cât unul care are o rețea de 5-6 supermercaturi în America, își plătește mai mult. Pentru că, așa cum ați văzut, cu cât ești mai mare, cu atât evaziunea fiscală e mai ușor de făcut. Și asta, evident, cu contribuția directă a guvernanților și a legilor. Pentru că Uniunea Europeană, la capitolul taxe de succesiune, taxe pe moștenire impozite, nu e uniformă. De ce euro nu este o monedă uniformă? Pentru simplu fapt că ea nici măcar nu are aceeași dobândă în Belgia, România și Grecia. În România, hai să nu punem că nu e în zona euro, Belgia, Slovenia și Grecia. E, în România, o să aveți o surpriză, lucrurile stau cel mai bine. Și anume, nici n am înțeles de ce nu aducem noi toți miliardarii să moară la București. Pentru că dacă tu ai o avere enormă și o lași copilului, plătești doar taxele notariale, care alea sunt între 1 și 2%. Deci, față de 45% sau chiar 5% când plătești la 2, plătește Bernard nou dacă Bernard Arnaud vine, lasă copiilor tot și e român, plătește mult mai puțin. Da, totuși un fenomen există. Și o să vă spun care e fenomenul. Dacă vă duceți în Bucovina, o zonă super dezvoltată, o să vedeți o avalanșă de pensionari francezi, nemți și italieni. Ce fac ei acolo? S-au mutat cu totul. În primul rând că pensia de 2000 de euro nu le-ar ajunge să trăiască bine în Italia și vin să trăiască în Bucovina. Imediat au apărut azile de bătrâni, au apărut spitale private, deci, ideea că vei găsi în Bucovina inclusiv o asistență medicală înaltă, se dezvoltă puternic. Și ăsta e un lucru bun. Ar trebui să aducem cât mai mulți bătrâni să vină la noi. Dacă nu ne aglomerează sistemul sanitar. Și dacă noi am construit în astfel de zone, spitale și așa mai departe, și casa de asigurare i-ar pune pe bătrâni să plătească asigurării România de sănătate, toți banii din pensie pe care îi plătește statul francez, statul german, statul italian s-ar cheltui în România să cheltuie și acum și am reușit să creștem economic numai cu acest turist de pensionari. Dar îți pare că nimeni nu se gândește nici să aducă pe Bernard nu să moară la noi, să dea 3%, nici să încurajeze toată această avalanșă de pensionari care vor să moară. În Bucovina, sau mai știu eu unde, la Munte, în condiții foarte bune, cumpărându-și case, construindu-și case și cheltuindu-și pensia mică cât e, dar e mică pentru Italia, la noi. Ce vreau să vă spun? Foarte ați auzit multe povești de stilul uh, Gerard de actorul francez care e urât acum de francezi, s-a dus în Belgia și la Putin ca să-și facă rezidență și rezidență fiscală și să nu mai plătească impozitele imense în Franța. Păi și asta e o chestie. Da, evenimentul cel mai important și protestul cel mai mare l-a făcut Serge Gainsbourg. Și aș vrea să încheiem acest episod exact cu povestea lui Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg, marele cântăresc, știți toții, de vârsta mea, je te moi non plus, omul care a avut cele mai interesante femei, Jane Bărchin, Brigitte Bardot și așa mai departe, compozitor și muzician francez, s-a dus într-o emisiune în direct, un talk show la TF, adică la televiziunea de maximă audiență a Franței, și a spus mie, Mitteran și socialiștii, mi-au 74% impozit. Și nu mi se pare corect, din banii mei, munciți de mine, să-mi ia statul 74%. Astăzi nu se mai întâmpla asta, dar atunci se întâmpla. A scos bagnota de 500 de franci, cea mai mare bagnotă din Franța de pe vremea aia, asta se întâmpla până 83-84, și i-a dat foc în direct, spunând că e ilegal să dai foc la bani, până când a rămas doar cu 26% din bagnotă și a zis, uite, asta mai rămâne mie din 500 de franci pe care i-am câștigat ieri. A fost un scandal monumental, i s-a intentat procesul Serge care a dat foc la bani indirect și așa mai departe dar uh, lucrurile s-au schimbat și anume nu mai există acel 72% și chiar dacă acum francezii ar plăti, reușesc să plătească 20-25% toți mari cântărești și actori după cum vedeți nu sunt mulțumiți nici cu taxarea asta și se în Rusia poate o să vină în România unde în România știți bine impozitul pe dividend de 8% plus CSA Impozitul pe, pe bu, câștigurile la bursă e doar 10%? Unde ar fi cel mai bine de trăit, în punctul de vedere al impozitelor? O să vă spun unde. În Elveția. Și o să vă spun de ce. Statul elvețian și fiscul elvețian te consideră client. Umblă după tine să poartă frumos. De ce? Pentru că interesul lui nu e să-ți blocheze conturile, nu e să-ți dea amenzi, nu e să-ți oprească firma. Și tu să plătești. Și mai e o chestie. Statul elvețian are o lege foarte interesantă. Știți că în Elveția, dacă nu plătești impozitele la, la timp, ai o penalizare de 5%. Dar dobânzile au fost an de zile de minus 0,75%. Deci 5% era foarte mult. E. Lumea care își ținea banii în bancă și peste 100.000 de franci trebuia să dai 1% la bancă. Adică ți-i luat din banii tăi dacă aveai mai mult de 100.000 de franci cash pe cont sau de depozit, n avea titluri de stat, că de-aia lumea a cumpărat titluri de stat cu dobândă negativă ca să nu piardă 1%, la 100, piardă doar 0,20. Ce se întâmplă? Dacă tu dai la fisc mai mulți bani decât trebuie, când îi vrei înapoi, fiscul de tot 5%. Adică Elvețianu zice, mi-ai plătit mai mult, îți dau 5%. Mi-ai plătit mai puțin, îți iau 5%. E, sistemul ăsta funcționează extraordinar, astfel încât Elveția are mereu la impozite mai mulți bani decât ar trebui să aibă. E adevărat că plătește dobândă. Dar are. Pentru că și eu, decât să țin banii nu celind la 100.000 de franci, am dat la impozit. Dar mai e o chestie. În Elveția, dacă tu ai plătit mai multe impozite și vrei banii mâine înapoi, păi mâine țin de statul elvețian. Pentru că eu în 2008, când s-a prăbușit bursa și am câștigat mult, am plătit Cristian Sima la fiscul român 1.200.000 de euro impozit. În 2009, când am pierdut și avea nevoie de 20.000 din impozitul ăla, nu mi-au dat înapoi, au zis că ne socotim mai departe, la revedere. E, statul elvețian, dacă ai plătit mai mult impozit, dacă după aia pierzi, după ce ai câștigat, îi dă înapoi. Adică face orice ca business tău să meargă. Și e prietenul tău. Mai vă spun ceva. Am vândut șaleul de la Semn și trebuia să plătesc 88 de mii. Și asta a fost în 2018. Știți că nici până în ziua de azi n-am terminat de plătit impozitul la vânzarea aia de casă? M-am dus la stat și am zis, uite, știi, n-am bani. Mi-i reșalonezi? Și a zis, da. 36 de luni. Și zic, da, cu ce dobândă? Cu nicio dobândă. Și mi-a reșalona cu 36 de luni. Dar după vreo 12 luni, iar n-am mai putut să plătesc. Și a zis, uite, e pandemie, mi reșalonezi? Da, încă 24 de luni, ce nu plătisem. Și încă mai am 3 luni de plătit din cei 28 de asta la 6 ani de când am vândut casa. Și n-am plătit nicio penalizare și nicio dobână bândă ajutătoare. Pentru că fiscul are un singur scop, să iau ea 88 de de la mine. Și vreau să vă spun, nu era foarte mult că am vândut casa cu 2 milioane jumate. Nu era un impozit exorbitant, cum e la noi dacă vinzi o casă în profit. E, faptul că fiscul e creat în Elveția și îl consideră contribuabil un client și l ajută să plătească și îl tratează exact ca pe orice client care vine la un restaurant, duce ca Elveția să fie cea mai prietenoasă țară cu contribuabili. Chiar dacă impozitele o să vedeți, nu chiar așa mici în Elveția cum credeți voi. În primul rând, pe dividende plătim 38%, ceea ce nu e o sumă de ignorat. Cea mai lejeră țară din punct de vedere al fiscalității și mai ales al moștenirilor din Uniunea Europeană e România. Problema e că nu știm aceste impozitele mici să le publicizăm astfel încât lumea să vină să investească la noi, și deși încasăm aceste impozite mici, noi impozităm încă munca în România. Adică cel mai mult statul român, Ciolacu și Cuciucă, ce fac? Impozitează salariile, se bazează când își fac bugetul pe impozitul pe salariu. Nu se gândesc ca aceste companii românești să crească, să facă profit, să plătească acel impozit chiar mic care e și statul român să trăiască, cum trăiesc americanii, elvețienii, francezii, din impozitul pe averi pe plus valoare. Noi impozităm doar munca, salariul. Și muncim degeaba. A fost Feed Your Grid. Nu uitați, subscribe, share, like, abonați-vă la Strateg Bursier și dacă vreți, intrați pe celindra.ro unde pe 13, 15 septembrie organizez un concurs la sâmbăta și puteți să veniți la acel curs sau să vă abonați la canalul de Discord. Știu că scrie opțiuni, de acolo facem orice despre bursă. Deci celindra.ro Canal abonament opțiuni, 100 de lei pe lună și vă recomand, aveți o comunitate deja foarte mare unde aveți multe de învățat. Toate bune!